Ce faceți, dragilor? Bună seara! Bună! Bună, bună, bună! Deci am intrat aici ca să clarificăm o treabă, eu împreună cu Simina, să clarificăm o treabă, ca să știți și voi despre ce este vorba, să știți și voi cam care este relația noastră, să știți și voi care... Să știți și voi care este tipul relației noastre, ca să ne înțelegeți și pe noi. Și cam asta vrem să vă spunem în mare. Ar trebui să intre și ea în curând, o să intre și acum în live. Trebuie doar să văd pe aici. Când dați foarte mult, nu mai îmi dați de participare. Imediat o să vină și ea, da? Păi sunt. Păi stai că nu știu să-ți dau de asta. Invită pe Simina în cadru, așa. Uite că i-am dat acolo. Vreau și eu o strofă. Nu prea te auzi, mai zi tot. Ai zis că mă mănâncă nasul. Deci am intrat la aici cu Simina ca să clarificăm. La Simina, te rog frumos, nu cu comentariile. Am intrat ca să vă spunem pe care este relația noastră, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Ca să înțelegeți și voi despre ce este vorba. Ce? Ce sau zic eu? Zic eu sau zici tu? Ce? Bă, dar să nu mai jure, frate. Te-am zis să nu mai citești comentarii. Păi ce să le zic? Să le zic că noi filmăm cu câteva zile înainte și că, da, eu am zis ce am zis pentru că eram foarte supărată pe vlogul tău, dar noi doi am discutat și despre treaba când ziceai tu că te omor, ziceai doar în glumă, iar eu am luat în serios pentru că nu te cunoșteam și mi-ai mai sunat tu după zale și mi-ai explicat tot ce era de explicat, încerc iertare, mi-am cerut și eu iertare acum că am zis ce am zis. Și că, da, în continuare încă suntem împreună și o să fim împreună chiar dacă voi o să acceptați sau nu. Și nu-mi place None, nu-mi place Alex, nu-mi place Andrei, nu-mi place nimeni, nu știu ce mai era, Bogdan. Dacă îmi doream să formez un cuplu cu cineva din casă, un băiat din casă, nu mai vorbeam cu Jador. Nu continuam să vorbesc cu el, că nu mă obligă el să vorbesc cu el sau să fiu împreună cu el. Fac asta că... Da, am văzut și știrea de la Sfântan că nu mă oblig pe să fie cu mine sau cu mine din asta. Doi, nu e adevărat, frate. Fiecare iubește cu cine vrea. Fiecare e cu cine vrea. Fiecare... Da, hai să zic ceva, Jador. Și dacă îmi spuneai tu să fiu cu tine, să mă obligi, nu eram împreună cu tine,
dacă eu în 2 ani n-ai cum să mă obligi, te blocam peste tot și nu discutam nimic cu tine. Clar, clar. Ana, se aude Neico că sunt eu jos la masă de aia. În cameră nu am semnal. Se aude cu tine. Tot ce vedeți la televizor este interpretabil, dar nimeni nu știe ce vorbesc eu cu jator și ce este între noi. Bă, de ce omor când văd că scrie că să nu-ți mănânci viața cu mine, auzi? Tăi că nu văd. De ce? Unde? Uite că zice aici că jador. Frate, ești un bărbat frumos și bun, să ai ieșit și tu-ți mânca viața cu Simina, că nu te merită. Ba da, o să mănânc o viață și să fie împreună cu mine. Bă, se uită mama, uite. Mama, o mai iubești? Da, și nu mai spuneți despre Ricardo. Eu cu Ricardo am fost prieteni și atât. Și Jador știe toată povestea și știu sigur că mă crede și are încredere în mine. Bă, vezi, în primul rând nu trebuie să condamnăm pe cineva pentru ce a făcut ea în trecut. Adică ea dacă, chiar dacă a dormit cu Ricardo sau chiar dacă s-a căsătorit cu el, a fost în trecut, ea nu era cu mine. Băi, nu trebuie să fie cazul din cauza asta. Dacă făcea acum, era altceva. Dar nici nu vorbesc cu el în emisiune. Pentru că el a venit pentru o fată și îmi doresc ca prietenă să-i meargă relația cu fata aia. Bună, dacă nu aveai noroc să-l întâlnești pe Jador, era eliminată de mult. Mă eliminai tu? Sau? Și că ești o mincinoasă odată, zici ceva odată. Ia uite, că a zis ceva de tată. Ce a zis? Nu știu, mi-a zis ceva de tată. La toți din casă. Hai să vă zic ceva. Eu dacă am acceptat o surpriză sau am vorbit cu cineva din casă, băieți sau fete, am vorbit pentru că sunt într-un colectiv în care este necesar să vorbești. Nu pot să fiu acolo ca o tufă, să stau în casă singură, pentru că dacă eu o să stau retrasă, nu o să stea nimeni cu mine și nu-mi doresc să fiu singură, mai ales că sunt singură și singurul lucru care mă ajută este un grup de-a lui Ricardo, de-a lui Jador, scuze, care vă susține și mă ajută să trec mai departe și Jador că vorbește în fiecare zi cu mine. Pe mine toate răutățile voastre chiar mă afectează. Mai spune dacă ce zic. Că intră oameni noi și oamenii nu aud. Chestia asta duc cu doar băturile noastre. Și chestia asta o să pun... Nu știu de ce se aude așa, sincer. Auzi, dacă am probleme la gură, dacă vorbesc așa am fundat, vorbesc așa pentru că sunt susăită. N-am nicio problemă la gură. Bă, ce rău tăcesc din cânta, băi, frate, bă. Dar pe mine nu mă afectează, crede-mă, și nu mă interesează părerea lor. Știu, Simina. Mai repet o dată ce ai zis. Că nu-ți poate de... Auzi, că ești o falsă. Că ești o falsă. A, de la împlut. Of, nu. Ești o falsă, vrei să câștigi bani, te muți la oraș. Așa stai la țară, țărancă. Nu stau la țară, Timișoara nu este țară. Bă, eu am crescut la țară. Și când mă duc la țară, mâncau. Care problemă? Despre ce vorbim? Să vă zic din nou. La țară în floare, de la țară vestitomii.
Deci, noi filmăm cu câteva zile înainte, eu și Ricardo, eu și Doamne, tu vorbești despre Ricardo, tu nu ești Ricardo. Eu și Jador am clarificat de atunci tot ce era de clarificat, mi-am cerut și eu iertare în fața lui, a greșit și el și a cerut iertare în fața mea, mi-a explicat în ce sens mi-a zis când m-a înjurat în glumă, când mi-a zis că mă omoară, a fost tot într-un fel de glumă, adică nu, nici nu mi-e frică că mă omoare pentru că cunosc și știu că nu are ce Eu să nu am facă. oameni. Eu iubesc oamenii, eu nu iubesc. Eu Ce? zic, eu iubesc Da, oamenii, eu nu și... mor ca să spun lumea. Da. Și... Eu dacă am vorbit cu un băiat, nu m-am apropiat mai mult decât să vorbesc cu un băiat. Și că, a, că n-am putut să mă uit în ochii lui None, a fost pentru că mă bufnea râsul, nu o să pot să mă uit în ochii niciunui băiat, pentru că mă bufnește râsul, nu este la fel. Dacă m-ați spune să mă uit în ochii lui Jador, da, aș putea, pentru că m-am obișnuit cu el și că am vorbit mai multe și m-am apropiat de el. Dar cu None eu n-am avut niciodată nicio legătură, în afară de bună ce faci atât. Și dacă îl voiam pe None, Alex sau alt băiat din casă, credeți-mă că încercam să fiu cu ei, nu doar vorbeam. Uită-te în ochiul meu. O să pun chestia asta pe YouTube, ca să vedeți și voi și nu mai vorbiți de vreo la adresa noastră, ca să zic așa, că pe mine nu-mi place când vorbiți. Și hai să vă mai zic ceva. Da, îmi doresc să ies din casă și să stau cu Jador și nu stau în casă pentru niciun ban. Chiar am avut speranța că va intra în casă pentru că am văzut că este foarte votat. Și chiar este. Adică dacă ar fi să intre primul concurent care va intra din foștii concurenți, sunt sigură că va intra Jador. Dar acum mi-am pierdut speranța că nu se ia în considerare voturile, adică nu o să intre un băiat eliminat prea curând. Da, și eu am înțeles că este la fel și sunt foarte bine. Adică, nu știu, mi se pare că Vrei să zic ceva? emisiunea asta nu știu. Nu știu când o să se ia voturile astea în considerare, nici nu știu ce să zic. Ce zic ce faci, Jador? Nu trebuie să deranjezi nici pe tine când primești comentarii urâte, pentru că lumea vorbește oricum, sincer. Și când tu ai făcut vlogul acela și m-a deranjat pe mine, m-a deranjat mai mult pentru că oamenii m-au făcut să mă deranjeze cu mesajele care îmi trimiteau și îmi trimiteau poză cu vlogul tău și mă făceau să mă uit și să-mi dau seama că tu te referiai la mine într-un mod urât. Adică că încercai să mă faci pe mine de râs. Eu nu am vrut să transmit asta și oamenii știu, cred că chestia asta, că eu nu am vorbit niciodată urât de tine și nu o să vorbesc urât. Nu neapărat de tine, de nimeni nu o să vorbesc urât niciodată, pentru că așa mi-e frumos. Știu că Mai ales îmi de place tine, și mai ales tot de fără. tine, mai ales. Ce? Și că semeni cu fosta Simino. Știe și ador că se aleagă și bună rău. Și poate nu e mil acum. Ce-a zis? Oh. Să semeni cu fosta. Fosta lui? Nu știu. Poate a ta. Bine, ce faci asta? Sunteți frumoși, vă mulțumim, vă pupăm. Nu, avem și noi de un comentariu frumos.
Doamne, să le zic, că noi vorbim în fiecare zi, vorbim în fiecare zi de mai multe ori, nu vorbim, bună, ce faci, ce bine tu și atâta, nu, vorbim în fiecare zi, ne sunăm cu camera și vorbim aproape non-stop, când are și el timp, că el seara cântă și atunci vorbim și când este la cântat, mă sună și stăm așa, au muzica și ne uităm unul la celălalt, de multe ori. Deci o să pun chestia asta și Dar pe e YouTube. super dat. Ca să vedeți toți că noi doi suntem împreună și nu știu, povestea noastră nu se încheie. Da, chiar dacă toată lumea crede că nu este nicio poveste, chiar simt că este. Și o să demonstrăm asta nu neapărat în emisiune. Doamne, numai și dacă vorbesc. Dacă Jador era în casă și eu afară, nu o să-i nu interziceam să nu vorbească cu nimeni, că era fată sau nu. Andreea, să zic, Andreea, nu te mai enerva și nu le mai răspunde că nu ai cu cine. Auzi că mint, Georgiana asta, Bosco. Nu mai ascultă un Știa. rădic. Este vreo 2 săptămâni. Poftim? M-a întrebat unul când uite, mă mai întreabă. Este vreo 2 săptămâni am fost cu turmă. Georgiana, auzi? Și noi te pupăm, Oancă. Și pe Roxana. Și pe Ana. Să văd câtă baterie mai am, că eu nu am baterie, să știi, dacă se închide. Este nici prea mult la tine, vine așa să zâmbesc. Ce Ce? ai zis, mă, că nu înțeleg? Ce mă, că m-ai zis speriat. Hai să dacă mă uit la tine, totul vine să râd. Ce? Că n-am mai vorbit așa, liniștit și pe live. Așa sincer și neliniștit, nu? Așa degajat. Deci, iată, ceva. Simina mai spune-le o dată ca să-mi spune. Nu vreți Păi ce să mai zic? J'adore, că să-mi spune. hai să zic, Azi, în primul rând. Poftim? zile tu. Hai să zic, în primul rând că nu mă interesează părerea persoanelor care este împotriva mea sau a lui Jador. În primul rând, al doilea rând, mă interesează doar părerea lui Jador și al părerea familiei mele și al părerea familiei lui și prietenilor și oamenilor care ne susțin în continuare și cred în noi. Pentru că cine știe ce simt și cum vorbesc și ce am făcut cu adevărat, o să înțeleagă dacă am fost prefăcută sau am mințit sau mi-am dorit să cunosc un alt băiat. Da, am recunoscut și recunosc, am vorbit cu băieții toți din casă, dar nu s-a întâmplat nimic mai mult de atâta. Uite ce comentariu frumos. Ador zâmbește și stai liniștit că Simina te iubește, nu te mai lua după tot. Ei, asta zic și eu. Pe mine chiar nu mă Ia. interesează ce zic oamenii. Puteți să-mi dați câte mesaje doriți voi, urâte, înconjurători, nu mă interesează. Spune-le care pentru tot de Instagram ăla adevărat, să știe și ei. Poftim? Spune-le care e contul tău de Instagram, cel care e administrat de tine, pentru că eu am probleme foarte mari cu chestia asta.
Și cu Facebook-ul la fel, adică sunt o grămadă de pagini de astea la fel cu numele meu. Păi, lasă, te afară la cine via, că nu am probleme, să am eu mulți urmăritori sau dar ceva, nu e dar tu vorba vrei să-mi că... scrie. Dar nu e vorba că... Nu e vorba de asta, e vorba ca să știe ei care... Păi lui Casimina este. Bă, nu-mi plac pe none, nu-mi plac pe none, nu-mi plac pe none. None are 29 de ani. Eu am avut iubit sunt mai mici decât mine și nu îmi doresc un băiat foarte matur pentru că eu sunt copilăroasă și îmi place să am un iubit mai copilăros și să cum sunt eu. Nu pot să mă prefac să fiu serioasă sau nu. Cu Jador mă simt foarte bine și simt că am ce vorbi și ce să fac cu el, nu none. Trebuie ce scris la mea pe aici, dar nu este nici am întrebat să mea dacă, a întrebat pe cineva dacă te vrea ea. Multe. Degeaba. Sora ta e... Da, și se enervează cu comentariile urâte, răutăcioase și urâte. Bună, Andreea. Deci vă rog, faceți Facebook cu numele meu, conturi de YouTube cu numele meu, conturi de Instagram. Deci nu pot să faci asta, bacă, nu e frumos. Un Facebook, dar nu, nu cu numele meu. Și mie mi-a făcut un Facebook, Simina Mari, parcă nu mai știu, și scria și mesaje și dădea și taguri persoanelor care... Eu am un băiat care are atâta de ca mine și zice că e și pagina oficială. Asta e singura mea pagina oficială, da? Jador, asta e singura mea pagina oficială. În rest, nu mai există nimic niciun. Contul de YouTube e ăsta care mi l-am făcut acum nou, care l-am pus pe pagina de Instagram. Instagramul meu e singur, Jador oficial, cel care am 112.000, 15.000 de followeri. În rest, nu mai e niciun. N-am nicio treabă. Dați report la tine. Uite că am scris Andreea, bună, dragii mei. Poftim? Întreabă, te rog, dacă îi place de tine. Pe cine? N-am înțeles ce ai zis. Un om de aici mi-a spus ca să spună ție dacă îți place de mine. Nu-mi place. Vorbesc cu Jador de plictiseală. Normal că îmi place de el și îmi doresc să-l văd cât mai curând. Din inimă zic asta. Ce? Când văd ce scriu oamenii ăștia. Remus Ionuț Dumitrache, nu ești tu? Ba da, ăla e Facebook-ul meu. E Facebook-ul meu personal, ca să zic așa. E Facebook-ul meu, ne-am familia acolo, chestii de genul. Asta eu mă refer la chestiile oficiale. Singurul meu cont de YouTube care e Jador. Ce naiba se aude aici? Nu știu. Da, și pune Jador că ai și un grup pe Facebook cu prietenii Jador, unde poate să și te susțină și poate să și vorbească cu noi, că noi intrăm și vorbim destul de des acolo.
J'adore, tu tot blochezi. Rămân blocat când te văd. Ai auzit? Și tu n-ai auzit ce-am zis? Da, dar așa întrerup, dar mă gândesc ce-ai zis. Da. Iodor, vrei să facem live? Da. Te zic că nu mai am baterie. Și se unde? Unde? Ai zis că în altă zi. Ok. Poți face la ok. Marți sau miercuri. Ca să vedeți și săptămâna viitoare ce se întâmplă, să avem ce discuta și să nu mai jigniți, că ne jigniți degeaba, că nu ne afectează și nu ne interesează. Da, vă pupăm. Pe cine merită? Uite că a zis o mătușă de-a mea că te pupă mami. Care este cu mami, că este la ea. Te vede. Ia uite-o. Păi zici și tu că o pupi. Vă pup! E cine? Azi când vin acasă, mergem la ei, bine? Mergem. Bine, eu vă las. Dacă vrei să continui tu, J'adore, te las, bine? O să mai vorbesc eu puțin. Bine. Deci mai explici tu cum am vorbit cu tine pentru că mie nu... Mai explică tot, dată ca să intre văzut. Nu mai vreau, J'adore. Nu-mi place. Mai explic o dată. Nu mai explic o dată, dar serios. Nu mai vreau. Hai, o să se închidă. Mai am 3%. Ok. Bine. Important okay. Să crezi cu mine și atât. Ok. Bine. Le explic eu. Să scrii după ce termini, bine? Ok. Te pup, pusi. Te pup, pusi. Da, stai să dau la comentarii aici, da. Băi, oameni buni, deci v-am zis în mare parte despre ce e vorba. V-am zis cam cum să treaba. Noi doi nu trebuie să o jignez, mai vreau să... Nu mai vreau să spuneți ceva ură despre ea, că mie nu-mi place și cred că știți și voi chestia asta foarte bine. Ia să mai citesc din comentarii. J'adore, îmi faci mie o piesă. Băi, numai de o piesă vreți, mă, toată lumea vrea să le cânt. Nu mai explică și tu, J'adore, că nu te merită. În emisiunea a vorbit de rău și strică imaginea. Mai am fost certați, mă înțelegi? Noi doi am fost certați și era normal ca și ea să îmi zică câteva chestii. Eu nu sunt supărat pe ea, trebuie să iertăm. Pentru că probabil și voi v-ați supărat cu persoana dragă vouă și v-ați iertat, pentru că așa e frumos, nu? O relație, trebuie să iertăm ca să fim iertați. Hai, lasă, frate, cine crede bine, cine nu, important este să vă înțelegeți voi. Mă, important este să ne înțelegem, dar trebuie să se înțelegeți și voi, că nu, noi doi nu,
cum să vă zic, noi doi nu ne dușmănim sau ceva de genul, noi suntem împreună. Bună, Jador, te respect din toată inima și mă numesc Pamela. Mulțumesc, Pamela, și te respect foarte mult și mulțumesc din suflet. Contează indiferent dacă era certează, nu trebuia să vine misiunea să trimită copilul lui Alex. Dar nu i-a trimis niciun copil lui Alex. Jador, întoarce-te la puterea dragostei. Fără tine, Simina este supărată de când ai plecat și nu numai. Nu mă mai uit la puterea dragostei de când ai plecat. Măi, oameni buni, ce să vă zic? Vă mulțumesc frumos pentru tot. O să pun chestia asta pe YouTube. Puteți să o share-uiți de acolo, chiar vă rog. Pentru ca să știe toată lumea ce fel de relație am eu cu Simina. Vă mulțumesc din suflet pe toți și vă mulțumesc eu, în mod personal, că mă susțineți și mă votați și mă iubiți și mi-ascultați melodiile și mă bucur că vă place atât de mult de mine. Nu știu ce să vă zic. Chiar nu sunt... Nu eram pregătit, ca să zic așa, să mă iubească atât de mulți oameni și pur și simplu să mă duc la evenimentele la care eu cânt și să vină oameni la mine și să mă pupe și să zică că sunt într-un anumit fel și să îmi fac atât de multe complimente despre vocea mea. Și vă mulțumesc din suflet că m-a apreciat și că ceea ce fac eu din inimă e apreciat de voi. Și în legătură cu Simina, vă rog să nu mai vorbiți urât la ea, să nu mai trimiteți mesaje urâte. Pentru că nu e frumos. Vă pup și vă iubesc pe toți și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. O seară frumoasă tuturor!